Cât va sta ce rău înaintea mea. Am stat mult în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit. Și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia. Și atunci mi-a venit cuvântul cu limbă și mi-a zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, Domnul umblă ca o umbră, se fărâmă degeaba, strânge la comor și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele, că mă face de ocară, celui nebun. Sunt mult, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine, îmi iese sufletul sub loviturile mâniei Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legea lui. Îmi prăpădești cu molia care are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea Ta, un pribiac ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu, până nu mă duc și să nu mai fiu. Amin.